Membrii asociațiilor au dorit să aducă bucuria sărbătorilor în sufletele copiilor care își vor petrece Crăciunul internați la secția pediatrie. Adrian Cotigă, președintele Asociației Rotarii, a declarat că de 10 ani se păstrează această acțiune de a dărui cadouri copiilor bolnavi. Clubul Rotarii Târgu Jiu organizează în fiecare an de 10 ani o acțiune de dăruire a unor mici cadouri pentru copiii care rămân în spital pe perioada sărbătorilor de iarnă. În acest an suntem însoțiți în cadrul acestei acțiuni de membrii clubului Interac, care s-a înființat de curând în orașul nostru și care ne-au oferit sprijinul lor pentru a veni cu mici cadouri pentru copiii care în timpul sărbătorilor rămân în spital. Andrei Mărgeloiu, președintele Interact Târgu Jiu, a declarat că este primul an de colaborare în acțiuni cu Asociația Rotarii și că a fost un real succes. Clubul Interact reprezintă filiera pentru tineri cu vârste între 12 și 18 ani a clubului Rotarii, iar aceasta este prima acțiune alături de clubul Rotarii și credem că a fost un succes. Clubul Rotarii organizează de 10 ani și credem că o va organiza cu plăcere și în anii viitori. Asociația Rotarii este o organizație a oamenilor de afaceri și a reprezentanților diferitelor profesii care consideră importantă asigurarea de servicii umanitare care încurajează înalte standarde etice în toate domeniile de activitate. Grupul Interact este un serviciu Rotarii de sponsorizare pentru tineri cu vârste între 14 și 18 ani. Programul le oferă tinerilor oportunitatea de a participa în proiecte distractive cu implicații semnificative, dezvoltând abilități de lider și legând noi prietenii.